Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A doua săptămână a lunii octombrie va începe cu aspecte intense, cu adratura lui Marte și Pluto luni, precum și intrarea lui Venus în zodia Fecioarei. Dorința de conducere și nerespectarea pericolului pot provoca răni, accidente și chiar tulburări sociale. În această perioadă, nu trebuie să planificați intervenții chirurgicale, iar tratamentul cu hipnoză sau o vizită la psiholog trebuie amânat pentru o altă zi. Nu trebuie să faceți tranzacții financiare, să vizitați locuri aglomerate sau orice autorități guvernamentale. De asemenea, timpul nu este foarte potrivit pentru relațiile romantice. Deoarece conflictul crescut și dorința de a insista asupra propriei persoane vor interfera cu interacțiunea armonioasă. Pentru Berbec, Leu sau Scorpion, problemele de moștenire, asigurări și pensie alimentară pot deveni relevante. Venus în tranzit în Fecioară va afecta pe fiecare în mod diferit. În Pești, multe fenomene misterioase de viață vor începe brusc să primească o explicație rezonabilă. Iar mozaicul de evenimente va forma un model corect și integral, săgetătorul va da dovadă de generozitate și altruism deosebite și, prin urmare, se va găsi în centrul atenției, câștigând de noi fani și oameni cu gânduri asemănătoare. Capricornii vor izlăbi manifestările reținerii și hotărârilor obișnuite și vor fi mai deschiși la emoții și impresii noi. Gemenii vor obține satisfacții din lucrurile comune și obișnuite, găsind în noi semnificații în discutarea unor probleme și soluții simple. Opoziția lui Venus și Saturn va reduce spiritul de lucru al Taurului, Balanței, Peștilor și Capricornului. Viața de afaceri va provoca iritare iar dificultățile în obținerea informațiilor necesare pot strica complet imaginea deja neplăcută a săptămânii. Cea mai bună tactică în această săptămână dificilă ar trebui să fie așteptarea și pasivitatea. Acesta este un caz în care a nu face nimic va provoca mult mai puține daune decât a fi activ. În această perioadă, bolile cronice tind să se agraveze, dureri în gât, boli ale glandei tiroide sau ale sistemului endocrin. Pot apărea în înțelegeri sexuale cu partenerii, trigonului Marte și Saturn de joi va fi foarte productiv pentru sfera afacerilor, când reținerea și determinarea vor ajuta la atingerea multor obiective. În această perioadă, puteți pune o bază bună pentru succes în continuare, acest lucru va fi relevant în special pentru Capricorni, Scorpion și Berbec vărsătorul poate începe să construiască o casă sau să o renoveze, rezultatul vă va mulțumi cu siguranță. Pentru cei care se angajează în relații stabile și serioase cu partenerilor, trigonul lui Marte și Saturn va ajuta la întărirea legăturilor reciproce și la luarea deciziilor importante pentru un viitor comun. Luna nouă în balanță, precum și eclipsa de soare din 14 octombrie, vor fi un moment pentru a vă reconsidera obiectivele vieții și a le realiza în societate. În această perioadă, până la eclipsa de lună din 28 octombrie, nu trebuie să începeți lucruri noi, să vă planificați sau să începeți antrenamentul. Este mai bine să te concentrezi pe relațiile cu cercul tău apropiat, să încerci să le faci mai armonioase și mai productive. Rudele balanței berbecului și leului pot avea nevoie de ajutor, iar aceștia vor trebui să depună mult efort pentru a stabiliza situația. În ceea ce îi privește pe cei născuți în zilele eclipselor sau în timpul coridorului eclipselor, din 14 până în 28 octombrie, se pot repeta situații din trecut rămase neterminate. Acestea va fi un semnal că Universul se oferă să le dă o altă șansă, să aducă problema la finalul ei logic sau să acționeze diferit, nu ca înainte. Scorpionii, balanța și berbecul vor avea oportunități de a-și schimba statutul social, în timp ce racii, gemenii și săgetătorii vor putea face încă un pas pe scara carierei. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!